Astăzi facem maioneză de post. Ia uitați. Maioneză de post. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit. Astăzi facem maioneză de post. Așa. Și o facem cum? Zeama de la boabele de năut. Am pus o parte zeamă din boabele, de la boabele de năut. Deci eu astăzi folosesc de la conservă. Vă uitați pe prospect să fie fiartă în apă cu sare. Și o parte apă de năut, 3 părți ulei. Puțină zeamă de lămâie, sare după gust și curcuma sau tomernic. Așa. Și vom pune într-un blender. Vom pune apa de năut. Așa. Și să o mixăm puțin. Puteți face și cu un mixer, aveți răbdare până începe să se formeze spumica. Așa. Așa, vedeți? Deci când se formează spuma, deci o să avem un albuș fals. Eu am foarte multe rețete făcute cu această apă de năut și fursecuri de post și biscuiți de post și albuș, bezea de post, albușul de post. Mai amestecăm puțin. Așa, vedeți? Și acum o să adăugăm sare după gust, așa, curcuma, tot așa, cam o linguriță, punem așa în interior, uitați, așa, cam o linguriță să fie. Și adăugăm și ulei. Și am să pun uleiul. O să-l pun pe tot odată. Și o să amestecăm încet. Vedeți? Și acum amestecăm. O să trebuiască ceva învârtit, dar rezultatul o să fie pe măsură și la gust și la consistență. Și o să punem și puțină zeamă de lămâie. Ia să pun și puțină zeamă de lămâie. Și tot așa punem după gust. Gustați. Așa. Și punem puțină zeamă de lămâie. Așa. Și amestecăm în să mai pun puțină curcuma să iasă mai galben. Așa. Așa. Ia uitați. Și mai amestecăm puțin. Deja s-a și făcut. S-a întărit. Ia să amestecăm cu o linguriță. Vedeți? Și amestecăm din nou. Vedeți cum a ieșit? Așa. Aici am pus mai multă curcumă, aici mai puțină.
Și gustăm, gustați, să știți că este de post, gustăm să vedem dacă este bună. Seamănă perfect cu maioneza. Are același gust. Eu am să mai pun puțin tumernic. Să o fac mai galbenă. Deci cam o linguriță punem. Așa, să amestecăm așa bine. O să mai pun puțină zeamă de lămâie și puțină sare. Așa. Mai amestecăm încă puțin și este gata. Vedeți consistența? Să o pun pe o farfurie albă, să se vadă. Ia uitați. Maioneză de post. Vedeți? Făcută cu apă de năut și curcuma. Deci cu apa de la aceste boabe de năut.